Manifestările dedicate Zilei Naționale a României s-au desfășurat în Șimieu, Silvanii, la troița de pe platoul din fața Bisericii Ortodoxe din Parcul Central. Festivitatea a fost deschisă prin primirea onorului de către primarul orașului, inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, însoțit de colonelul Gheorghe Ferraru, șeful de stat major al regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania. La manifestare au luat parte cetățenii ai orașului, reprezentanți ai oficialităților locale, ai armatei române, instituțiilor, partidelor politice, organizațiilor, dar și asociațiilor, pentru a sărbători această zi importantă. Națională a României. Astăzi sărbătorim 98 de ani de când la 1 decembrie 1918, prin adunarea națională de la Alba Iulia, într-o atmosferă înălțătoare, în mijlocul aprobărilor unanime și a unui entuziasm fără margini, Vasile Goldiș, cel care a redactat textul rezoluției Unirii, aducea la cunoștința poporului conținutul documentului prin care s-a consfințit Unirea Transilvaniei cu România. A urmat apoi Iuliu Maneu, care a insistat asupra împrejurărilor în care se realiza Unirea. Bătrânul Gheorghe Pop de Băsești, la vârsta de 83 de ani, a avut fericirea să prezideze adunarea de la Alba Iulia, rostind la sfârșitul ei cuvintele biblice ale dreptului Simion. Acum slobozește, stăpâne, pe robul tău în pace, căci văzură ochii mei mântuirea neamului românesc. La mulți ani, România! Momentul depunerii de coroane și gerbe de flori la troiță a fost precedat de Te Deum și alocuțiunea inginerului Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimeu Silvaniei, precum și cuvântul domnului deputat Lucian Bode. A urmat un program artistic sub bagheta profesorului Traian Albu, cu recitări și cu cântece. Manifestarea a continuat cu un moment artistic al Clubului Elevilor din Șimleu Silvaniei, sub conducerea profesorului Cornelia Neaga. Activitățile comemorative s-au încheiat prin defilarea gărzii de onoare, iar mai apoi cu vernisajul intitulat Pilda orașului nostru din sala mare a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei. Picturile expoziției au fost realizate de către elevii școlii de artă Silvan Art sub îndrumarea artistului profesor Dumitru Costalaș. Cu această ocazie, poetul George Mureșan i-a încântat cu versuri dedicate orașului nostru, iar trei tinere talentate au fost pregătite de domnul Gliguță Petru și au interpretat o suită de piese folk. La mulți ani, România! La mulți ani, români, oriunde v-ați afla! Români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței. Auzi-ne pe noi, Dumnezeul nostru, precum ai auzit cu milă și rugăciune părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurătoare asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău și ne premincește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune, să credim, să-ți cântăm ție celui fără de început al Tău, Părinte,
și preasfântului și bunului și deliat păcătorului tău, Dumnezeu cel stăvit într-o ființă, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorul de bine, în vecii vecilor. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeți, pe cârmuitorii țării noastre, e mai mare orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos oaste. Dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește pe ei într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Și acum și tururea și în vecii vecilor. Amin. Ca Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde tot dreptii se odihnesc la Dumnezeu, împărăția celor, iertarea păcatelor lor. De la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul sufletelor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe deamul ai surpat și ai dăruit viață lui tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiserilor tăi, a tuturor eroilor căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru libertatea țării și întregirea neamului nostru. În loc luminos, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și tot păcatul ce l-au făcut ei cu cuvânt, cu lucru sau cu gânduri. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă de lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veci și cuvântul tău adevăr. Că tu ești învierea și viața și odihna dormiserilor tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În veci cu omenirea lui. Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul primar Septimiu Cătălin Țurcaș să prezinte semnificația Zilei Naționale a României. Pe loc de pau! Onorată asistență! Ziua de 1 decembrie este ziua în care fiecare om care simte ceva pentru acest popor și pentru această țară, oriunde s-ar afla el în lume, se bucură. Ziua de 1 decembrie este ziua în care noi toți ne închinăm cu multă recunoștință în fața tuturor acelora care au făcut posibile aceste zile ale libertății noastre, în fața tuturor eroilor națiunii române, în fața eroilor din 1989 care ne-au dat această libertate actuală.
Ziua de 1 decembrie este ziua în care ne aplecăm cu mult respect în fața veteranilor de război, care din punctul meu de vedere sunt adevărați depozitari ai patriotismului românesc. Este ziua în care ne închinăm asupra tuturor acelor, în fața acelora care fac ceva pentru această țară. Probabil că astăzi, în calitate de primar al orașului Șineul Silvaniei, ar trebui să dau foarte multe diplome pentru toți aceia care au făcut ceva pentru această comunitate în acești ani, în acest an, care tocmai se încheie. Și pentru a nu risca să uit pe cineva, vă dau această diplomă virtuală și vă asigur de faptul că fiecare dintre noi suntem foarte recunoscători pentru toți aceia care au contribuit mai mult sau mai puțin pentru bunăstarea acestor oameni din Șimleu, pentru prosperitatea acestui oraș. Este ziua în care ar trebui probabil să îi premiem pe toți cei care aparțin structurilor militarizate, unitățile militare, poliție, jandarmi, inspectorat pentru situații de urgență, poliția locală. Este ziua în care trebuie să le mulțumim fețelor bisericești pentru că se roagă pentru noi. Este ziua în care ar trebui să mulțumim celor care se ocupă de copiii noștri, profesorilor, pentru tot ceea ce fac. Este ziua în care ar trebui să le mulțumim acelora care se ocupă de copiii noștri în afara programelor de curs. Și, sigur, din acest punct de vedere, Șimleul are o zestre bogată. Îi mulțumim domnului Alb, îl văd aici cu corul de copii întotdeauna, familiei Neaga, clubul elevilor, clubului de pictură, tuturor cluburilor sportive din orașul Șimleul Silvaniei. Este ziua în care trebuie să mulțumim medicilor și din acest punct de vedere vreau să spun că ne bucurăm că orașul nostru are în ce mai mulți medici și față de 1 decembrie 2015 Șimleul are cu 12 medici mai mulți. Este ziua în care o trebuie, nu în ultimul rând, să mulțumim oamenilor de afaceri, pentru că adevăratul motor al dezvoltării unui oraș este activitatea economică. Este ziua în care ar trebui să mulțumim tuturor șimleoanilor pentru tot ceea ce fac pentru acest oraș. Să vă dea Dumnezeu sănătate fiecăruia dintre dumneavoastră, să aveți parte de multe bucurii alături de familiile dumneavoastră, alături de toți cei dragi. Și dați-mi voie în această importantă zi să vă spun un sincer la mulți ani tuturor șimleoanilor, tuturor sălăjenilor, tuturor românilor, tuturor șimleoanilor care sunt departe acum de oraș, la mulți ani români, la mulți ani România! Are cuvântul domnul deputat Lucian Bode. Onorate fețe bisericești, domnule primar, bravi ostași armatei române, doamnelor și domnilor. Ne aflăm astăzi aici pentru a celebra momentul în care trecem de orice barieră politică, etnică sau confesională pentru a rezona cu identitatea noastră românească. Este ziua sfântă a Marii Uniri de la Alba Iulia, zi de mare emoție și mândrie pentru oricare dintre noi, atunci când ne aducem aminte de sacrificiile pe care strămoșii noștri le-au făcut pentru ca noi azi să putem afirma că România este un stat unitar și indivizibil. Este momentul care ne obligă să păstrăm vie responsabilitatea de a duce mai departe moștenirea istorică și spirituală lăsată de cei care au luptat cu arme, dar și cu puterea minții și a vorbelor pentru atingerea idealului de făurirea unui stat mamă pentru tot cei cu inima română, așa cum frumos spune Cântecul Unirii. Astăzi este ziua în care cinstim memoria marilor patrioți, ai celor care au făcut posibil ultimul act al realizării statului național unitar român. Așa cum spunea și marele om de stat, sălășanul nostru, Iuliu Maniu, unul dintre organizatorii Marea Adunări de la Alba Iulia, nimeni nu poate fi judecător peste națiune, decât națiunea însăși. Așa s-a înfăptuit și Marea Unire în inima Transilvaniei, prin voința poporului, dovedită a fi mai puternică decât orice guvern, decât orice partid, prin munca neîncetată a celor care au putut să facă auzită vocea mulțimilor, de la Simion Bărnuțiu la Patriarhul Națiunii, George Pop de Băsești.
Aceasta este lecția pe care trebuie să o învățăm și pe care trebuie să o transmitem mai departe generațiilor viitoare. Nimic nu este imposibil de realizat dacă există voință și determinare în atingerea unui țel. Așadar, astăzi este ziua în care reflectăm asupra trecutului pentru a ne pregăti pentru viitor. Astăzi este ziua prielnică în care tinerii pot înțelege spiritul tenace, caracteristica străbunilor noștri, care ne-a ghidat de-a lungul istoriei și care ne-a ajutat să trecem peste multe încercări ca națiune. Într-o lume aflată în plin proces de globalizare și de promovarea unor valori universale, noi nu trebuie să uităm a onora moștenirea istorică, culturală și spirituală a poporului nostru. Oriunde ne-am aflat, trebuie să păstrăm viu sâmburile identității noastre, căci acesta este cel care ne oferă caracterul unic în oceanul diversității mondiale. Patriotismul nu este un sentiment demodat, este cel mai puternic sentiment care ne unește pe noi toți, indiferent dacă ne aflăm într-un colț sau altul al lumii. Și acest sentiment ar trebui să ne unească sub forma unor acțiuni comune de reclădire a statului român. România merită să redevină aceeași națiune înfloritoare ca pe vremea plătienilor, un stat curajos și determinat în a-și apăra cu orice preț interesul național. Astăzi, la ceas de sărbătoare, port în gând speranța unor zile mai bune și dorința ca toți românii, cu mic cu mare, să fie împliniți acasă și să iubească România noastră. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, dragi sărăjeni, la mulți ani, dragi și vreoani. Dumnezeu să binecuvânteze România. Mulțumesc! Urmează ceremonia depunerii coroanelor și jerbelor de flori. Oștenii lui Ștefan, Mihai, cu toții, din Plevna, dorobanții și gurcanii, de la Oituz, din mândri capitanii, de la Abrut cu Horia, Iancu, Moții. Veniți, eroi, că toți cei vivi așteaptă la sfânta sărbătoare românească. La Bălgrad, hotărâta-n lege dreaptă, cu aspru glas și minte înțeleaptă, am juruit visul să se împlinească, unirea cea mare. Thank you.
galben și albastru. Versurile aparțin domnului locotenent colonel în rezervă Paraucescu Viorel. Români, uniți-vă în cuget și simțiri. Români, popor ales de Dumnezeu cu falice trăiri, aduceți-vă aminte de moșii cei din tâi, de Decebal, Traian și Basarab întâi. Aduceți-vă aminte de chinul ce-ați trăit, din tată în fiu, de cei ce-au încercat și-au umilit, un neam de eroi ce n-a murit și-a renăscut, din propria-i cenușă și mândru a crescut. Să nu uitați de Mircea, Ștefa sau Mihai, să nu uitați că țara noastră e o floare, e un rai, căci ei din gândul nostru se vor mai naște odată să apere poporul și țara de fiara blestemată. Români, pe tot pământul să căutăm toți frații, să ne unim acum, așa cum sunt carpații, căci Dacia ne cheamă să fim ca cei din tâi, români de viță veche ai țării noastre fi. Ce mai sunt români de la Mircea cel bătrân, de la Ștefan și Mihai ce-au apărat cântă lăutare, ca să prindem pora mare, tot și până seara, de la noi în toată țara. Să jucăm cu voie bună, după datina străbună, răul să ne ocolească, binele să ne unească. Foarte-ți bucuria sunt, măi, române, măi, foarte-ți bucuria sunt, fii mândru.
La mulți ani, români! La mulți ani, România! Magazinul ăla încă.